În această dimineață, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Brăila și procurorii DIICOT Brăila au efectuat 5 percheziții la membrii unei grupări infracționale specializate de trafic de persoane. Cei 5 membri ai grupării infracționale cu vârste între 30 și 60 de ani sunt suspectați că ar fi racolat mai multe tinere de pe raza județului Brăila, pe care le-ar fi transportat pe teritoriul Spaniei și Elveției prin inducere în eroare cu căsătoria sau locuri de muncă. Aici, victimele erau determinate prin amenințări să practice prostituție în cluburi de noapte. Banii proveniți din această activitate erau însușiți de către suspecți. Pe parcursul investigațiilor au fost identificate 10 victime cu vârste între 18 și 25 de ani. Din investigații a reieșit faptul că membrii grupării ar fi colectat 300.000 de euro. În urma perchezițiilor domiciliare au fost ridicate de la locuințele suspecților 5.000 de euro, bani susceptibili a provenit din activitatea infracțională, calculatoare și mai multe documente. 20 de persoane au fost conduse la sediul DIICOT Brăila, urmând ca în urma audierilor să fie dispuse măsurile legale. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane și proxenetism.